Încălzirea globală e una dintre principalele preocupări ale omenirii, iar efectele schimbărilor climatice le resimțim deja. De la temperaturi tot mai greu de suportat, secete, incendii forestiere, până la furtuni și inundații care distrug orașe. Toate sunt o consecință a schimbărilor climatice de care suntem direct responsabili. E ziua Pământului, adică un prilej de a conștientiza, odată în plus, importanța protejării mediului înconjurător. Tema din 2024... Plastic versus planetă. Care e situația din acest punct de vedere? Aflăm de la Tatiana Lipkin. Cantitatea de plastic care ajunge în apă este atât de mare încât până în 2050 estimările europene arată că oceanele ar putea conține mai multe materiale din plastic decât pești. Noi oamenii suntem direct responsabili de asta, în plus tot noi suntem și cei care avem de suferit, pentru că bucățile mici de plastic din apele mărilor și oceanelor sunt confundate de pești cu mâncarea, iar apoi plasticul înghițit de ei ajunge în farfuriile noastre. Și în mod cert acest lucru nu ne face bine. Comisia Europeană a făcut și un top cu cele mai des aruncate obiecte din plastic pe plaje, sticlele din plastic, bețișoarele de urechi, dar și tacâmurile sunt printre aceste obiecte care sunt foarte frecvent aruncate pe plaje. Statistic, fiecare om din Uniunea Europeană generează aproximativ 35 de kilograme de plastic în fiecare an. Din această cantitate, doar 14 kilograme sunt reciclate. România este la coada clasamentului din acest punct de vedere. Rata de reciclare a ambalajelor în România este de doar aproximativ 40%. Până anul viitor ar trebui să ajungem la o rată de 65% potrivit țintelor europene, lucru care cel mai probabil nu se va întâmpla potrivit unui raport al Agenției Europene de Mediu. Au depășit deja această țintă Belgia cu 79%, Olanda cu 74% și Luxemburg cu o rată de reciclare de 71%. Din 2025, ținta europeană va crește și mai mult și va ajunge la 70%.